Secretar General, stimați colegi, începem ședința pe comisie. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, poftiți, vă rog. Intervenția aici este vorba de indexarea anuală, care este dată prin codul fiscal, nu este o majorare a impozitelor și taxelor locale. Chiar dacă așa pare, eu vă spun că asta trebuie să facă toată lumea. Am văzut la București că deja unii consilieri municipali afirmau că s-au majorat impozitele și taxele locale. Este o indexare a impozitelor și taxelor locale prevăzută în lege. 2023, da. Mulțumesc, domnule primar. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog, discuții. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului cu Banca Comercială Română și atragerilor pe anii aferenți finanțării rambursabile interne în valoare de 8.150.000 de lei. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Deci două abțineri. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al municipiului Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog frumos. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, lucrări tehnico-edilitare pentru extindere rețea canalizare, stație de pompare apă uzată, racordare la rețeaua de canalizare, racordare la rețeaua de apă și la rețeaua stradală de stingere a incendiilor pentru obiectivul de investiții, construire bazin de not didactic, strada George Coșbuc, numărul 21A, municipiul Moinești, județul Bacău și a indicatorilor tehnico-economici. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Vă rog frumos. Iată că după eforturi și drumuri la capitală și multe intervenții, astăzi vorbim de bazin de not la Moinești. Pe sediul fostului Stran se construiește un bazin didactic finanțat de Compania Națională de Investiții. S-a dat ordinul de începere. Dacă ați trecut prin zonă, ați văzut deja muncitori, utilaje, s-au apucat, s-au demarat lucrările. Pe lângă aceste lucrări finanțate de Compania Națională de Investiții, iată, sunt și lucrări tehnico-edilitare care necesită a fi efectuate, dar și
alocare de fonduri din bugetul local, 908.000 de lei, cu tot cu TVA. E o sumă care este destul de mare, dar trebuie să găsim un bugetul local să realizăm aceste lucrări, având în vedere și lucrarea care se execută acum pe mobilitatea urbană pe strada George Coșpuc și Mihai Eminescu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 42 din 28.02.2022, privind darea spre administrare și exploatare către SC, Compania Regională de Apă Bacău S.A., a bunurilor rezultate în urma investițiilor realizate din bugetul local al Municipiului Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia juridică, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri imobile de uz și de interes local și atestarea apartenenței acestora la domeniul public al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrul 1 al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia juridică, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. O abținere. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în intravilanul municipiului Moinești, strada Vasile Alexandrii, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în intravilanul municipiului Moinești, strada Mihai Eminescu, numărul 46, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc.
Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuție, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Ședința pe comisie la sfârșit, urmează o pauză, după care ședința de plen. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, stimați colegi. Declarăm deschise lucrările ședinței ordinare, convocată pentru data de 16 iunie, ora 13:30. În conformitate cu prevederile articolului 133 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziția primarului municipiului Moinești numărul 473/2022, a fost convocat în ședință ordinară Consiliul Local al municipiului Moinești pentru data de astăzi. Având în vedere prevederile articolului 138 aliniatul 15 din codul administrativ și faptul că pe primul punct pe ordinea de zi se află aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30 mai, consult plenul dacă există obiecțiuni sau completări față de procesul verbal pe care v-a fost transmis pentru consultare. Nefiind obiecțiuni, supun la vot conținutul procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30.05.2022. Mulțumesc. Cu 17 voturi pentru a fost adoptat procesul verbal și o abținere. Am omis în deschiderea ședinței să vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezent un număr de 18 consilieri, din cei 19 consilieri validați în funcție. Acceptează domnul Dârle Alexandru, fiind plecat în concediu. Dau cuvântul doamnei președinte de ședință pentru a supune la vot ordinea de zi propusă pentru ședința de astăzi. Mulțumesc! Supun la vot ordinea de zi. Ordinea de zi a fost aprobată cu 18 voturi pentru. 2. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2023. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului cu Banca Comercială Română și a tragerilor pe ani aferente finanțării rambursabile interne în valoare de 8.150.000 de lei. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 3 voturi pentru și 2 abțineri. Întrebări, discuții? Vă rog, domnul consilier. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să fac câteva precizări în legătură cu acest credit. Mai întâi, v-aș da citire prevederilor articolului 129 alineat 4, litera B din codul administrativ, care prevede următoarele. Consiliul local aprobă, la propunerea primarului,
contractarea și sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală, prin emisiuni de titluri de valoare în numele OAT, în condițiile legii. Noi am adoptat această hotărâre și din momentul în care a fost aprobat acest credit, Consiliul Local nu mai are nicio atribuție în semnarea contractului sau o altă activitate în legătură cu acest împrumut. Și vă spun acest lucru deoarece pașii de urmat în legătură cu creditul, următoarea activitate este obținerea autorizării împrumutului de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale. Este o comisie înființată la nivelul Ministerului Economiei și Finanțelor. În baza documentației care a fost înaintată, eu la documentele anexate la acest proiect de hotărâre nu am găsit documentul prin care a fost autorizat acest credit, dar eu consider, cred că a fost aprobat, a fost autorizat. Este lunea viitoare. Înseamnă că mi-a scăpat mie. Autorizarea nu se pune problema din punct de vedere al autorizării pentru faptul că există o reticență doar dacă se depășește gradul de îndatorare de peste 30%. Aceasta, la articolul 1, alineatul 2 din hotărârea numărul 9/2007 privind Comisia de Autorizare, spune așa: Comisia autorizează finanțările rambursabile care urmează a fi contractate de unitățile sub diviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, precum și tragerile ce se pot efectua din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate și așa mai departe. Proiectul de hotărâre de astăzi ni se solicită să aprobăm încheierea contractului cu BCR și a tragerilor pe ani aferente finanțării. Deci, după cum se poate observa, tragerile se autorizează de către Comisia de Avizare a Împrumuturilor Locale. În același timp, eu cred că orice salariat din lumea aceasta, când primește o sarcină, trebuie să-și verifice competența materială. Noi nu putem să aprobăm semnarea contractului cu BCR, deși nu neg că totul este legal. Nu am nicio bază legală să spun că nu s-a respectat legislația în contractarea acestui credit, dar hotărârile de Consiliu Local sunt obligatorii și au caracter de dispoziție. Deci, noi dacă spunem că aprobăm semnarea contractului cu BCR, este ca și cum noi am dat o dispoziție să semneze contractul. Ori noi n-am fost parte, în Consiliul Local nu este parte în negocieri. Contractul se semnează de către comisia care a efectuat negocierile cu BCR. N-a fost negociere, a fost o licitație. A fost o licitație, de acord. Dar Consiliul Local nu este parte în acest contract, ca să dispună Consiliul Local semnarea contractului cu BCR sau cu oricare altă bancă. Da, da. Bine, o să spuneți că e pentru transparență. În schimb, transparența nu se realizează prin proiecte de hotărâre. Poate să fie o informare sau o altă formă. Da, vă rog. Opriți. Deci, prima dată aș ține să vă spun că este obținut avizul de la Comisia de Autorizare. Noi am depus cu circa o lună înainte acel dosar de care dumneavoastră spuneți. Din câte știu eu, ați primit acea hotărâre. Ați primit hotărârea pe e-mail, doamna Nina vă poate spune. Nu știu dacă poate să o dea pe ecran, este avizată atât contractarea, cât și tragerea, ceea ce spuneți dumneavoastră. Deci, tragerea a fost avizată de către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, constituită în cadrul Ministerului Finanțelor. Eu consider că noi am făcut toată procedura. Acum dumneavoastră considerați dacă trebuie aprobat de către Consiliul Local acest contract. Nu cred că este cazul să fie semnat de către comisii
persoanele trebuie să fie împuternicite clar de către Consiliul Local și trebuie să fie din executiv, așa consider eu, pentru că UAT municipiul Moinești este autoritate contractantă a acestui credit. Nu cred că este încălcat nimic și eu consider că dacă nu am fi făcut această hotărâre, nu am fi venit în fața dumneavoastră cu acest proiect de hotărâre, dumneavoastră nu ați fi avut act asupra modului cum s-a desfășurat, cine a câștigat, în ce condiții. Ați aprobat o contractare și o garantare cu veniturile proprii ale bugetului local. Ulterior acestei aprobări a fost emisă dispoziția de primar și a fost constituită comisia, în comisii fiind și doi consilieri, plus membrii din executiv. S-a desfășurat procedura în mai multe etape, așa cum prevede, deci cu depunerii de documente, au fost două oferte, BCR și Unicredit, cu negocieri. S-a încheiat proiectul de contract, s-a încheiat, mai bine zis, BCR-ul a prezentat proiectul de contract, a fost depus la Ministerul Finanțelor dosarul care conținea toate documentele enunțate de dumneavoastră din HG9/2007 privind contractarea împrumuturilor de către bugetele locale. Ori dumneavoastră, dacă acum hotărâți că nu aveți competență în a aproba această contractare, este alegerea dumneavoastră. Dar eu consider că dacă nu am fi venit cu această hotărâre, nu ați fi avut act despre desfășurarea în aceste condiții. A fost totuși o negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț. Sunt niște elemente de cost care angajează bugetul local pentru anii următori. Cum considerați? Dar împuternicirea clar trebuie pentru persoanele din executiv ca să semneze contractul, nu comisia. Comisia a fost o comisie care a avut treabă doar pentru negociere. Exact așa. Selecții și negociere de oferte. Mulțumim. Mai fac o dată precizarea. Deci, proiectul de hotărâre se intitulează încheierea contractului cu BCR, aprobarea încheierii contractului. Deci noi am aprobat creditul, cum ați precizat dumneavoastră. Este aprobat. Și acest proiect de hotărâre putea fi aprobat de noi, dar trebuia să se intituleze altfel, privind desemnarea comisiei care să semneze contractul de creditare. Dar nu noi, privind aprobarea semnării contractului cu BCR. Nu avem atribuții noi în sensul ăsta. Mulțumesc. Vă rog, domn primar. Dacă îmi permiteți. Consiliul Local trebuie să și asume acest contract, nu? Nu primarul și-l asumă sau aparatul de lucru al primarului. Eu spun că e Consiliul Local acela care își asumă acest credit, plus că trebuie să împuternicească primarul și celelalte persoane din primărie, director economic, secretar, să semneze acest contract în numele Consiliului Local. Pentru transparență, a spus foarte bine, nu strică la nimic înștiințarea Consiliului Local, asumarea de către Consiliul Local a unui asemenea credit, pentru că e pe mai mulți ani, nu este pe un mandat acest credit. Urmează și în mandatul următor să se plătească din el, așa cum și noi plătim un credit din 2006. Așadar, nu văd ceva ilegal ca să fie și un vot și o aprobare a Consiliului Local. Mulțumesc. Mulțumesc, domn primar. Mai aveți ceva de adăugat, domnul consilier? Am precizat că transparența se poate realiza altfel, iar în legătură cu responsabilitatea creditului, ne spune articolul 4 al nea 2 din aceeași hotărâre de guvern, 9/2007. Nu este fuga de răspundere, este faptul că trebuie să înțelegem odată că dacă Consiliul Local aprobă ceva ce nu intră în atribuțiunile sale prevăzute de articolul 129, din codul administrativ, stimați colegi, este infracțiunea de abuz în serviciu. Îmi cer scuze, n-am vrut să fac precizarea asta, dar așa este. Când cineva își depășește competența materială. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Alte întrebări? Dacă îmi permiteți, 129 aliniatul 1 stipulează că Consiliul Local hotărăște în toate problemele de interes local. Da? Toate problemele. Ăsta e aliniatul 1. Vă rog. Da, eram sigur că o să invocați, cunosc acest articol, dar rețineți, când vorbim de probleme de interes local, vorbim de interes al comunității locale. Adică cum sunt proiectele...
Finanțarea unui proiect este o activitate auxiliară activității de bază. Execuția bugetului doar Consiliul Local este cel îngăduit să o facă. Interpretarea dreptului este o instituție care nu poate să o execute. Mulțumesc. Supun la vot proiectul. Vă rog. Proiectul a fost votat cu 14 voturi pentru și 3 abțineri. Și n-a votat. Da, abțineri. Da, și 4 abțineri. Acolo apare că nu a votat. Nu a votat. Dacă nu repetați vot. Vă rog să repetăm votul. Proiectul a fost votat cu 14 voturi pentru și 4 abțineri. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al municipiului Moinești. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și abțineri. Întrebări, discuții? Vă rog, domnul consilier. Doar câteva precizări în legătură cu proiectul în cauză. Am văzut că rectificarea bugetară are la bază în principal veniturile la secțiunea de funcționare, majorarea cu 1.061.75 lei. Văd că la toate rectificările bugetare se invocă prevederea articolului 49 alineat 4, care spune că virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol, la clasificării bugetare și de la un program la altul, se aprobă de autoritățile deliberative pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielii. Aș vrea să vă rog ca pe viitor. Sigur, în rectificarea de astăzi nu este valabil, dar pe viitor să țineți cont și de alineatul 7, care spune că virările de credite bugetare în condițiile prevederii alineatul 4 se pot efectua începând cu trimestrul al treilea al anului bugetar. Astăzi nu este cazul, e vorba de venituri. În schimb, am văzut că o sumă de 39,93 lei se iau din secțiunea de funcționare, merg pe venituri la secțiunea de dezvoltare și după aia o găsim în capitolul 70 cheltuieli de capital. Bun. Alineatul 8 din Legea Finanțelor Publice Locale, articolul 49 alineatul 8, spune așa: autoritățile administrației publice locale pot să prevadă și să aprobe vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare numai dacă au asigurate integral veniturile programate necesare acoperirii cheltuielilor secțiunii de funcționare. Aș vrea să întreb dacă să întrunesc prevederile alineatului 8 la data de astăzi. Vă rog, doamna Pădureanu, dacă puteți da explicație. Deci, articolele invocate de dumneavoastră din Legea Finanțelor, încep prima dată cu cel de virări credite, nu este cazul, iar acele vărsăminte de care spuneți dumneavoastră sunt necesare pentru finanțarea obiectivelor de investiții la trei capitole, nu doar la unul, la trei capitole. Este vorba de ansamblu tiroliană, 25.000 sunt niște documentații pentru căminul de la liceul Spiru Haret și cred că mai este vorba de un apometru, dacă țin bine minte, necesar racordului de apă la piața Lucăcești. Așa cum prevede articolul din Legea Finanțelor care spune că vărsămintele se fac doar după asigurarea integrală a cheltuielilor secțiunii de funcționare, vă pot spune că acele cheltuieli care fac obiectul unor angajamente sunt bugetate. Eu nu am de unde să știu în momentul acesta dacă până la finele anului vor mai interveni cheltuieli ale secțiunii de funcționare și vor mai interveni cu siguranță, de aia o să vin cu rectificări ulterioare în fața dumneavoastră pe care o să vă solicit să le aprobați,
Pentru că tot timpul în cursul anului intervin modificări pe secțiunea de funcționare și pe cea de dezvoltare, dar în special pe cea de funcționare. Ele sunt bugetate, acele cheltuieli care au la bază angajamente deja încheiate la acest moment. Hotărâri ale Consiliului anterioare care prevăd angajarea unor cheltuieli, contracte, comenzi, în funcție de necesități. Dar este posibil să mai apară o lucrare de reparații, o lucrare de intervenții la o rețea, o suplimentare de buget la un articol de utilități, de carburanți, de piese, că să scumpesc toate. La momentul acesta, secțiunea de funcționare este asigurată integral. Și vă spun că de la primul buget am efectuat vărsăminte pentru secțiunea de dezvoltare. Pentru că dacă nu am efectuat, așa merge pe principiul invocat de legea finanțelor, că se asigură cu prioritate secțiunea de funcționare, adică nu cu prioritate, se asigură integral, s-ar putea să fim nevoiți ca la un prim buget să nu avem niciodată o listă de investiții. Că bugetez totul pe secțiunea de funcționare și atunci cheltuieli de dezvoltare o să așteptăm să vedem ce mai putem primi. Dar așa, veniturile secțiunii de dezvoltare se compun din mai multe surse, fonduri atrase și vărsăminte din secțiunea de funcționare către dezvoltare. Deci eu zic că sunt îndeplinite toate articolele legale și nu ar fi nicio problemă cu legalitatea acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc. Vă rog, domnul consilier, dacă mai aveți ceva. Da, mulțumesc. O singură problemă aș mai avea. La capitolul 7007, servicii de dezvoltare publică, se majorează cu suma de 2.718.000 lei pentru cheltuieli neeligibile ale proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, conform anexei numărul 5.1. Această sumă de 2.000.000, cât am spus, 718.000, este trasul, reprezintă trasul din creditul pe anul acesta. Păi facem o rectificare, tocmai ce am vorbit de semnarea contractului. Facem o rectificare pe un contract nesemnat? Acești bani nici nu există pentru a fi... Nu s-a făcut niciun tras până acum. Închideți microfonul, vă rog. Doamna Pădureanu, dacă... Exact de aia am venit întâi cu proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării. Bugetul este o previziune, nu reprezintă un angajament, reprezintă o previziune. Eu pot să-mi fac un buget pe baza unui proiect de contract de credit autorizat de Comisia din Ministerul Finanțelor. Și ulterior, că de aia este primul proiect cel de aprobare de către dumneavoastră a contractului de credit, este logic că eu nu o să mă apuc să angajez o cheltuială, adică să plătesc vreo factură, până nu am contractul semnat. Adică vă dați seama că nicio bancă finanțatoare nu ar putea să facă așa ceva. Deci este clar că urmează, contractul vom semna mâine. Hotărârea a trecut de către dumneavoastră, eu deja am comunicat băncii finanțatoare hotărârea de autorizare de emisă de minister, de comisia din minister. Mâine vom primi contractul în formă autentică pe care noi, cu hotărârea din puternicirii pe care ați adoptat-o astăzi, vom semna contractul. Dacă eu nu aprobam acum și un buget în care se rectifică acea sumă, care este aprobată la tragere de către comisie, ar fi trebuit să mai așteptăm o lună până la ședința următoare, când să vin să rectific bugetul. Ori dacă ulterior semnării contractului intervine și cu siguranță intervine o plată către furnizorul prestator de lucrări, da? Care efectuează lucrările, eu nu mai pot să aștept încă o lună sau să convoc o ședință extraordinară ca să aprobăm un buget, să putem face trageri din credit. Este o procedură oricum destul de îndelungată. Bugetul ăsta merge la finanțe, la aprobare. După aia, când o să am toate documentele, trebuie să le înaintesc către bancă pentru a putea efectua tragerea. Durează, nu se efectuează așa de pe o zi pe alta. Și eu consider că nu este nicio încălcare. Bugetul este o previziune în baza unui contract aprobat deja și care se va și semna. Mulțumesc. Vă rog, domnul consilier. Ați făcut precizarea că proiectul de hotărâre a fost aprobat. Vă rog să luați în considerare că proiectul de hotărâre a fost aprobat la punctul numărul 3, dar nu este intrat în vigoare. Să citim în legătură cu termenul de intrare a vigoare unei hotărâri de Consiliu Local. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă nu mai sunt discuții, supun proiectul la vot. Proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru și 2 abțineri. 5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statutului de funcție al Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, lucrări tehnico-edilitare pentru extindere rețea canalizare, stație pompare, ape uzate, racordare la rețeaua de canalizare, racordare la rețeaua de apă și la rețeaua stradală de stingere a incendiilor, pentru obiectivul de investiții construire bazin de not, didactic strada George Coșbuc, numărul 21A, municipiul Moinești, județul Bacău, și a indicatorilor tehnico-economice. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei 1 la hotărârea Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 42 din 28.02.2022, privind darea spre administrare și exploatare către SECE Compania Regională de Apă Bacău S.A. a bunurilor rezultate în urma investițiilor realizate din bugetul local al Municipiului Moinești. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Vă rog, domnul consilier. Mulțumesc, doamna președinte. La data de 28.02.2022, când a fost adoptată hotărârea Consiliului Local numărul 42, am atras atenția că în proiectul de hotărâre nu erau consemnate datele obligatorii ce trebuie să le cuprindă documentul de dare în administrare, conform articolului 299 din Codul Administrativ. Nu s-a ținut cont de ceea ce am spus eu și uitați că acum CRAB-ul a revenit și a solicitat ca documentul de dare în administrare să cuprindă acele date. Poate pe viitor procedăm altfel. Și la acest proiect de hotărâre eu am o mică întrebare. Cred că este o greșeală. La durata de dare în administrare, spunem așa că rețeaua de distribuție apă potabilă pe strada 1 Mai se dă în administrare pe 30 de ani, dar grupul de pompare și toate celelalte e pe 40 de ani. Nu considerați că termenul trebuie să fie acela? Acestea sunt într-o legătură intrisecă. Cred că ar trebui modificat. Și vă rog. Este o perioadă mai mare și mai reținut de pe apă, că este o perioadă mai mică și s-a solicitat să facă media. Deci, și grupurile de pompare pompează rețeaua. Rețeaua, dar așa asta nu este în atunci aduceți grupurile la 30 de ani, cum e rețeaua. Dar diferența există în ordonanță, deci așa s-a luat. Mulțumesc. Supun proiectul la vot. Proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru. 8. Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri imobile de uz și de interes local și atestarea apartenenței acestora la domeniul public al municipiului Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții?
Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru. 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrul 1 al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și o abținere. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost aprobat cu 17 voturi pentru și o abținere. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în intravilanul municipiului Moinești, strada Vasile Alexandrii, județul Bacău. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Vă rog, domnul consilier. Vă mulțumesc. Vă spuneam că prima activitate la desfășurarea ședinței de Consiliul Local, după citirea proiectului de hotărâre, ar trebui să fie expunerea de motive a inițiatorului proiectului de hotărâre, pentru a ne lămuri și noi despre ce este vorba. Nu este o activitate lungă, în 10 secunde se poate face această activitate. Dacă la proiectul numărul 11, în documentația anexată, se spune că dezmembrarea se face pentru investiții, că urmează anumite lucrări de investiții, l-aș întreba la proiectul 10, acești 875 metri pătrați teren, care este oportunitatea dezmembrării, motivul dezmembrării în trei loturi? La proiectul 10 suntem, da? Da, la 10. Vă rog, domnul primar. E trebătut de un drum, dacă ați văzut pe schiță, e un drum care traversează spre trei locuințe. Drumul ăla are o ieșire în strada Vasile Alexandrii, dar acces auto nu se poate face de pe Vasile Alexandrii, ci pe aici, pe unde dezmembrăm acum. Acel lot a fost constituit într-un singur număr cadastral. Astăzi îl constituim ca drum și două proprietăți diferite. Două locații diferite. Una de acces la locuințele de pe dreapta și celălalt să vedem ce facem cu el. Stăm paragen în spatele judecătoriei cu mizeria adunată acolo zi de zi. Da. Da, sigur. Mulțumim, domnul primar. Supun proiectul la vot. Proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în intravilanul municipiului Moinești, strada Mihai Eminescu, numărul 46, județul Bacău. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Vă rog, domnul consilier. Doar o singură întrebare. Stați, cred că am greșit. Suntem la proiectul 11? 11, da, 11. Nu. Mulțumesc. Vă rog, domnul primar. Cred că știți cu toții despre ce teren este vorba. După ce am făcut demersuri și nu puține ca arta meșteșugarilor să demoleze acele clădiri insalubre de pe acest teren, astăzi trebuie să-i dăm și o destinație. Acesta face parte din domeniul privat al municipiului Moinești. Ne gândim la o sală de sport, pentru că CNI finanțează și avem comune în vecinătate, Comuna Măgirești, care deja realizează o sală de sport. Solicitau cei de la CNI ca suprafața să fie peste 5.000 de metri. Iată un lot acolo de 6.400, încă un lot pe partea stângă la intrare, care nu poate fi folosit decât doar pentru parcare sau chiar, dacă ne gândim și la celelalte, pentru a construi locuințe. Ori să le vindem, ori să le dăm la Habitat, ori să le dăm la legea
pentru tineri care pot să-și construiască o locuință în municipiul Măinești, dar acest lucru putem face doar după ce le facem această dezmembrare. Mulțumesc. Mulțumesc. Supun proiectul la vot. Repetăm votul, vă rog. Da. Proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială Moinești. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Vă rog, domnul consilier. O singură precizare aș dori să fac. Am văzut că acest regulament de organizare și funcționare este semnat la inițiator de către domnul primar, pentru legalitate de către doamna secretar general și semnează pentru Direcția de Asistență Socială o semnătură indescifrabilă. Totuși, cine a întocmit acest regulament de organizare și funcționare? Că nu e semnat de nimeni ca cine a întocmit regulamentul. Direcția de Asistență Socială, semnătura este a directorului de la Asistență Socială. Nu? Văd că e o semnătură pentru. Da. În general, regulamentele de organizare și funcționare cuprind sarcini, atribuții, funcții, colaborări și așa mai departe. Și de obicei, regulamentele de organizare și funcționare în baza legii se întocmesc de către șeful ierarhic superior. Pentru că nu poate cineva să-și stabilească sarcini pentru el. Mulțumesc. Mulțumesc. Supun proiectul la vot. Proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru. 13. La diverse avem adresa BAT Serv SRL numărul 18486 din 30.05.2022, prin care solicită colaborarea cu OAT Municipiul Moinești pentru realizarea investiției amenajare, accese rutiere și intersecție geratoriu, strada atelierilor numărul 144, Municipiul Moinești, județul Bacău, aprobare de principiu a pachetului de acțiuni propuse. Vă rog, domnul primar. Mergea un zvon că nu se mai construiește Kauflandul în Moinești. Vă garantez că în urma discuției cu proiectanții, în urmă cu o săptămână când au fost la Moinești, când au și înaintat această adresă ceva mai mult de o săptămână, s-a discutat pe această temă. Din nou au revenit cei care execută lucrări de demolare pentru a finaliza aceste lucrări. Au fost plecați la o altă lucrare. Am eliberat 4 certificate de urbanism pentru clădiri, parcare, alte spații în acea incintă, mai puțin certificatul de urbanism pentru realizarea unui sens geratoriu în acea zonă. Pentru a realiza acel sens geratoriu mai e nevoie de teren, teren din proprietatea celor care vor realiza această investiție. Vin cu propunerea să ne dea acest teren în domeniul public, după care să-l trecem în domeniul privat, după care să-l trecem în domeniul public pentru a face demersurile necesare și a autoriza construirea acestui sens giratoriu după avize și demersuri realizate către avizatori, inclusiv cei de la drumuri naționale și poliția rutieră de la drumuri naționale. Mulțumesc! Pentru aceasta trebuie să vă dați un vot. Mulțumesc! Supun la vot colaborarea OAT-ului cu BAT Serv SRL. Nu a mers.
Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru. Tot la diverse, mai avem informare privind finanțarea cheltuielilor pentru acordarea normei de hrană și a voucherilor de vacanță pentru creșa primii pași Moinești. Dacă sunt ceva discuții, vă rog, doamna secretară. Eu aș vrea să vă informez. Așa cum dumneavoastră cunoașteți, prin hotărârea Consiliului Local 27 din 9 februarie 2022 a fost aprobată înființarea creșei primii pași Moinești ca serviciu public cu personalitate juridică și ulterior, printr-o solicitare a Inspectoratului Școlar, în 30 mai ni s-a solicitat să modificăm puțin hotărârea în sensul de a preciza că aceasta devine unitate de învățământ cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Moinești. În acest sens a fost modificat și ordinul 3140/2022 a Ministrului Educației cu ordinul 3470, prin care ni s-a atribuit și finanțarea necesară acestui serviciu. Până în această lună nu a existat nicio problemă, în sensul că au fost făcute deschiderile de credite pentru cheltuielile de personal, inclusiv pentru cheltuielile cu indemnizația de hrană a personalului, care este un drept obligatoriu stipulat prin lege, însă la începutul lunii iunie Inspectoratul Școlar ne-a notificat și ne-au adus la cunoștință faptul că nu vom mai primi deschiderea de credite pentru acest drept, pentru indemnizația de hrană. Și, de asemenea, nu vor bugeta pentru această categorie de personal nici voucherele de vacanță. Și, în acest sens, există și o adresă scrisă, transmisă de către mine și directorul creșei către Inspectoratul Școlar și răspunsul Inspectoratului Școlar, care precizează că angajator a acestor salariați este municipiul Moinești și, prin urmare, nu ar avea temei legal ca Inspectoratul Școlar să aloce sumele necesare pentru aceste drepturi salariale. Este vorba de indemnizația de hrană și de voucherele de vacanță. Indemnizația de hrană este un drept care personalul îl primește lunar în funcție de numărul de zile lucrate, deci primesc doar cei care efectiv sunt la serviciu, iar voucherele de vacanță, așa cum știți, în sumă de 1450 de lei se acordă pentru tot personalul o singură dată anual, da? Într-o singură tranșă. În acest context, eu am considerat necesar să informez Consiliul Local, deoarece acest serviciu este în coordonarea mea, ca și secretar al municipiului, și față de această informare, aș dori să opinia Consiliului Local în ceea ce privește la o eventuală rectificare, următoare rectificare a prevederilor sumelor necesare în bugetul de venituri și cheltuiele al municipiului. Precizez că am transmis și către Ministerul Învățământului solicitarea în acest sens și o să vedem care este răspunsul vis-a-vis de suportarea acestei categorii de cheltuieli. Mulțumesc. Dacă mai sunt discuții la diverse, dacă nu, declar ședința închisă. Mulțumesc. Cerem întâi avizul. Supunem la vot. Proiectul a fost
votat cu 17 voturi pentru și o abținere. Dacă mai sunt discuții, dacă nu, declar ședința închisă. Mulțumesc!